în loc de 3 sau 5 zile înainte de ședință. Consilierii nu cunosc ordinele zi și proiectele decizii pentru ședința Consiliului, venind în ședințele cât a Comisiei de Specialitate, cât și a Consiliului, nepregătiți. Consilierii nu pot oferi răspunsuri în fața alegătorilor la întrebările ce țin de ordine de zi și de tematica problemelor care trebuie să fie discutate și votate în ședința Consiliului. Din cele expuse, reiesc că legea cu privire la administrația publică locală se încalcă conștient și consecutiv de consilierii Consiliului Local Costești. Nu odată am luat decizii pripite, decizii pe care am regretat, decizii care au fost abrogate, de aceea noi, fracțiunea Partidului Liberal Democrat, cerem ca ședința de astăzi să fie amânată pe un termen suficient de a face cunoștință cu toate materialele și rugăm ca toți consilierii să susțină propunerea dată pentru a veni în următoarea ședință, pregătiți și să avem o ședință suficientă asta. Adică asta e punctul în ordine de zi la introducere. Nu, eu asta am venit propunerea ca, ca ședința de astăzi să fie amânată, ca noi data viitoare să venim pregătiți și să avem o ședință într-adevăr cu rezultat. Dar de cum am întărit de zi, vă încălcați? Poftim? Noi de cum am întărit ordine de zi? Cu majoritatea, s-au întărit ordine de zi. Cu majoritatea, cu 200 de zi. Domnul Gheorghe, ce cuvântul înainte de a întări ordine de zi? Eu am cerut de ședință, primar. Și eu nu cer altceva decât respectarea legii cu privire la administrația publică locală care se încalcă nu o dată și nu două ori. Eu m-am exculat și în ședințele anterioare și am, tot m-am exprimat, ne-am exprimat nemulțumirea de marginea dată, că noi materialele totdeauna le primim. Poate că domnul primar trebuie mai dinainte să anunțe secretarul, ca secretarul să fie pregătită, să dovedească, să facă toate proiectele de decizii, consilierii să primească și noi să venim pregătiți în ședință, domnul primar. Și noi astăzi nu știm. Eu, dacă chiar astăzi, să înaintează... O să luăm ca acte informate. Nici președinții, astăzi nu-i pregătit pentru tot ca să poată conduce eficient... 12 consilieri sunt gata, dumneavoastră nu ești gata, ai drept. Mulțumesc, domnul Grigore. Domnul Pionaș. Vă s-au prezentat la Consiliu, la ședință, 18 consilieri sunt înregistrați deja, deci ședința Consiliului este deliberativ și se poate trece. Altă treabă, chiar dacă este fracțiunea cu 16 și 6 de sală, rămân 12. Din aici 12 se transporteze majoritatea și... Nu e o problemă, dar la cei 12 nu faceți, 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 nu Sau să am întrebat, ce ai sunat și mă Stimați colegi, vreau să vă informez că și Comisia pentru Buget și Finanțe, dați-mi voie să vorbesc. Eu îmi permis ca să nu fiu de acord cu domnul Grigore. Chiar poate că deseori nu pătrundem în esența materialelor. Dar ședința Consiliului este pentru aceea ca noi să facem dezbaterile astea. Nu încălcăm noi cine știe ce mare tragedie facem. Îndeosebit că, în ordine de zi, noi aceste materiale am trecut pe la comisiile noastre, fie la Comisia Agrară sau la Comisiile Buget și Finanțe. Poate că acolo n-am convenit în multe lucruri, dar ședința trebuie să meargă, după cum am înțeles că sunt multe probleme arzătoare, strângente, ceea ce ține de buget și de manierele pe articole, ce ține de grădiniță și de alte lucruri importante. Nu știu, Grigore, nu am fost chiar atât de corecți ca noi să contramandăm o ședință. Oricum, domnul consilier, totdeauna noi facem aceeași încălcare. Eu mă refer să în cadrul ședințelor, câteodată sunt abordat probleme de importanță majoră și în localitatea noastră. Eu, domnul consilier, sunt obligat să stau de vorbă cu alegătorul. Facem noi, implementăm proiectul dat sau nu. Nu avem timp, că nu stăm de vorbă. Dumneavoastră, v-am înțeles. Propunerea noastră, am înțeles. Domnul consilier. Iată, domnul Grigoriță spune că a fost, a fost ședința comisiei și s-a discutat acolo probleme.
Ședințul comisiei a fost aseară. Acolo a participat din partea fiecare fracțiune, câte unul, doi consilieri. Dar aceiași alți consilieri, ei nu stau curent cu problemele, cu situația din ordinea zi. Atunci, cum să votăm? Noi trebuie să avem măcar o zi să ne întâlnim, să ne convocăm, ca să putem discuta problema dată. Dar acum îți primești că eu nu stau curent de vorbă, mi-e doar rușine acolo, faci parte din comisie de finanțe, el e la curent, eu nu sunt la curent. Cum eu pot să mărg amâia să mă ștept? Domnul ședin, trebuie să fie înțeles. Stimați consilieri, îmi permiteți să intervin. Nu să faci comisie, domnul ședin. Am fost 4 ani consilier raional și toate ședințele extraordinare mi s-au dat toate documentele în ziua ședinței, în afară dacă au fost comisiile cu o zi înainte. Ședințele extraordinare se fac cu 3 zile, se expune dispoziția primarului sau președintelui raionului și în astea 3 zile se pregătesc documente de orice au apărut niște întrebări extraordinare. Noi nu putem achita oamenii de anul trecut. O lună de zile eu tot le promis, mâine. Dumneavoastră să fiți în locul lor, au lucrat în luna august tocmai la pavilioanele la grădința 2 și n-am avut plan și n-am avut surse financiare și acum măcar să-i putem achita pe oamenii ăștia. Sunt întrebări foarte, foarte strigente. Aici nu merge vorba să alocăm bani, aici merge vorba să redistribuim banii care noi practic am căpătat adăugători de la Consiliul Raional și am pus într-un loc de unde putem acum să-i luăm ca să achităm oamenii ăștia. Iată despre ce merge vorba. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră că aveți, mă rog, argumente, dar înțelegeți și asta. Aici este într-adevăr extraordinară situația. Domnul, înțeles. Mulțumesc. Domnul... Da, Vasile. Domnul Vasile și gata. Noi nu suntem veniți aici, asta e un lucru care, într-adevăr, noi am uităm și dați, într-adevăr, eu nu spun pe așa la un moment vizitat, dar dați cu 3 zile înainte. Eu, aseară, la Comisia Agrară, vă apărut o întrebare din tot, din iarăși, de 3 hectare de făcut. Eu trebuie să mă consult și eu. Am rei buni, câți sunt 102 de alegători, așa tot sunt oameni care stimați și trebuie respectați. Și eu trebuie să mă sfătuiesc, trebuie să mă consult. Păi cum am făcut rău și am făcut o prostie, bălâi, bălâi, că am început a vota, hai, facem gunoi, că ducem 100 de sate aici, cântim gunoi de prostie. Iară, sară, eu nu putem spune nimic, iar eu sunt acuzat că sunt potriva gunoiștii. Gunoiștii trebuie într-adevăr, a fost pus printr-o sală. Gunoiștii vorbești fabrică. Domnul primar, eu vorbesc, vă rog frumos, să-ți la consultat. Dar nu vorbiți corect, chiar primar, da, să trebuie. Eu cred că, ca să respectăm căța scriptoare, într-adevăr, trebuie... Chestiunile este de analizate și de pus cu 2-3 zile înainte de ca să putem și noi discuta cu legătorii noștri, ce facem? Eu nu, eu am mai luat 2 minute, cred, asta eu nici n-am închiduit și aici. Eu înțeleg primarea Petrona, dar și nu se poate 3 zile înainte făcut lucrurile. Bine, mulțumesc. Bun, la și cu două săptămâni. Au fost întrebări astea, dar poți la cunoștință la dumneavoastră. Da, dar set cu proiecte, avem tot dreptul, nu vă spărați. Noi nu vrem să blocăm ședința, dar chiar și să... Dar ce-i strajul? Dar v-ați propus, cum nu vreți, ați propus să amânați. Dar v-ați dat ședință, vă luați materialul? Păi dacă nu... Dumneavoastră cereți ca să dai răspunsul acum sau pe urmă? Păi,
și nu mi-a dat materiale azi și nu așa să mergem mai departe. O așteptăm să o mergem mai departe. Da, da, da. Da, da, da. E mai tot pe lista pe care v-ați sunat și n-ați răspuns. Facem, facem... Eu nu am răspuns, dar mi-a spus că n-are materiale. Facem adunare în bazar de acum, dar spune... Propune un legii de un președinte din bazar. Ați spus, da. Ați spus propunerea noastră, eu o pun, propunerea cum Grigore, o punem la vot, acceptăm, nu mergem mai departe. Dar răspuns, putem primi. Să aduci pachetul de aveți dreptul să primiți. Păi să aduci secretara. Acum vine cu pachetul de domnilor consilier, vă rog frumos să încetați. Vă rog frumos, când ați sunat-o pe doamnă și când a venit la dumneavoastră, e material. Când ați sunat-o, aveți lista? Domnul primar, dar când era să fac materiale? Eu materialele am făcut azi noapte. Proiectul ăsta... Dar eu a fost până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, mergem mai departe. Domnul Car, noi doar cerem respectare legii și nu nimic altceva. Dar nu am nimic în potri. Băi, Grigore, băi, respectați-vă. Domnul Consiliu, mergem cu adunarea mai departe. Ajunge, nu mai permit la nimeni, dacă îmi permiteți, eu ca președinte, nu opresc. În cazul ăsta eu cer vot nominal. Fiecare consilier să fie înscris cum a votat. În cazul ăsta eu cer respectarea legii. Cine este pentru aceea că să votăm nominal? Cine este pentru propunerea că să votăm nominal? Vreau să votați. Nominal. Și s-a pus la vot. Vot nominal. Eu nu înțeleg. Fii vot nominal. Grigore, spune așa, spune așa, spune așa, spune așa, spune la vot. Dar am putea ședința, e deschid. Domnul Grigore a intervenit. În loc spuneți că data viitoare să ne dați la timp ședința, să mergem mai departe. Eu am cerut să fii vot nominal. Cine este pentru aceea să fii? Și prima întrebare care să... Da, domnul Grigore, expuneți-vă. Să stăm ședința, da. Cine pentru un copil cu păi eu am spus. Prima întrebare. Cine este secretara mea? Noi promitem ca data viitoare să primiți materiale cel puțin 30 de ani. Ce vă face de la mine? Pur parcă... Înseamnă că excludem întrebarea? Eu când am pus-o, am pus numai pentru vot nominal. Trebuie să-l vot. Apoi ați votat și pentru un nominal. Domnilor consilieri, vă întreb încă o dată. Mergem mai departe, punem întrebare la vot sau propune domnul Grigore și întrează propunerea. Și nu putem vorbi. În afară de asta, domnul secretar, țin minte că cu 3 zile se pune de acolo pus în ștențarea la panou, ca oamenii să știe că azi e zi de ședința Consiliului. Și comisie. Vă rog eu frumos. Vă pot să pun întrebarea și niciodată nu pot spus lucrarea asta. E că asta e principală. Da. Bine, domnul Grigore, retrageți propunerea. Eu pot să retrag propunerea pentru ultima dată, ținând asta în atenția secretarului primarului, dar astăzi noi o să cerem, vedere, noi n-am fost pregătiți, n-am avut... Bine, primar, dă-mi voie să vorbesc. Nu-mi dai indicații nici. Domn primar, nu-ți președinte. Păi, domn primar, vorbiți, să-mi spun. Având în vedere că n-am avut materiale la mână și nu suntem pregătiți, noi o să cerem ca la fiecare întrebare să avem timp de discuție. Doi. Noi astăzi vrem să propunem ca să fie elaborat, ca cum să dăm, să întărim o responsabilitate pentru pregătirea ședințelor, nu numai doamna secretară, să fie și primarul, să fie o responsabilitate dublă. Păi bine, domn primar, dar sunt dispuși seara pe a doua zi. Doamna secretară să... Să-i dai acasă un soții, dar nu-i nu primar, ca consilier. Bine, da, domnul Grigore, să fie pusă la vot propunerea cu privire la amânarea ședinței de azi. Bine, domnul Grigore, domnul Grigore e pusă de a-și retrage propunerea dumneavoastră. Da. S-a pus la vot propunerea de azi. Adunare. Cine este pentru aceea ca să întrerupem adunarea în ziua de azi? Mergem mai departe cu respectarea legislației. Ce trebuie să vezi și vezi și probabil. De cât?
Cine este contra la propunerea? Pentru 7 persoane, pentru 7 rupe. Cine este contra? Nu am trebuit, dar am dat, domnule. Și cum 7 persoane, eu n-am înțeles. 7 ați votat. 7 s-au votat. Pentru o amânașă din șapte. Am un pensionat. Nu am înțeles în păceală. Nu am înțeles, nu am înțeles întrebare. Haideți-o fără. Haideți-o fără. Haideți-o fără. Domnilor, consilier, vă rog să fiți atenți. Cine este contra pentru a întrerupe adunarea de azi? Dacă e formulat, pentru a petrece ședința. 9, 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